Col Total este numele firmei sub umbrela căreia tânărul investitor în imobiliare Florin Colescu a dat tunuri atât persoanelor fizice cât și statului. A început șirul de escrocherii în anul 2012, în timp ce avea în lucru primul complex rezidențial în cartierul Dorobanți. A vândut același apartament mai multor clienți, îngroșând contul firmei cu sume de ordinul milioanelor de lei. Pentru a le închide gura clienților care rămâneau pe din afară, după multe luni, Colescu le returna banii și le acorda prioritatea de a cumpăra în următorul complex programat a fi ridicat de firma sa. Mulți au acceptat să-i lase banii ca avans, însă nu au mai intrat în posesia apartamentelor. Era în construcție, ne-am dus acolo, am făcut modificări, am rezolvat, mai era o lună și ceva până să dea în funcție, că am cumpărat și mobilă, după o lună și ceva ne-am trezit cu banii în cont. Mergând la firmă, la dânsul aici, ni s-a spus că a apărut o problemă, că nu știu ce, că nu se mai poate da cu gazele și în final am renunțat și după două luni de zile se face altă construcție undeva pe viitorul. Pe viitorul nu s-a mai făcut, a reușit pe Vulcan. Pe Vulcan a început și n-a mai continuat. În final acum am rămas 671 de milioane de recuperat de la ei. Pe parcurs, firma s-a ales cu numeroase plângeri din partea clienților înșelați, dar și a celor care au intrat în posesia apartamentelor, supărați că nu a fost respectat contractul inițial. În proiect erau făcute parcări la subsol, văzând că s-au vândut toate apartamentele la subsol, la demisol, au făcut locuințe și din acel moment e un haos pe stradă cu parcări. Deci noi nu avem parcări, ne certăm cu vecinii degeaba. Primăria să ia măsuri. Ce măsuri au luat? Au băgat un sens unic. Dar de ce au transformat parcarea de la subsol în locuințe? Pentru că s-au vândut. A fost cerere acum 2-3 ani când s-a dat în folosință. Florin Colescu și asociații săi din grupul de firme Col Total au intrat în atenția polițiștilor de la Criminalitate Economică și a procurorilor, iar în cursul dimineții de miercuri, oamenii legii au descins la firmele și domiciliile acestora. Grupul infracțional este cercetat de polițiști pentru evaziune fiscală, înșelăciune de lapidare și spălare de bani cu un prejudiciu total de peste 1,8 milioane de lei. Atât Florin Colescu, cât și cei trei colaboratori ai săi vor fi cercetați în libertate.